Depunerea adeverințelor de școlarizare se face la Casa Județeană de Pensii Vaslui. Beneficiarii pensiilor de urmași sunt elevii și studenții care își continuă studiile în anul de învățământ 2011-2012, indiferent de nivelul acesteia, fără a depăși vârsta de 26 de ani. În perioada 12 septembrie-10 octombrie trebuie depuse adeverințele pentru învățământul preuniversitar și în perioada 3 octombrie-10 octombrie pentru învățământul universitar. Adeverința, la care se anexează cuponul de pensie, trebuie să cuprindă obligatoriu denumirea instituției de învățământ, numele și prenumele beneficiarului, tipul de învățământ și anul de studiu 2011-2012. Nerespectarea termenelor de depunere a adeverințelor de elev sau student va genera discontinuitate la plata pensiilor de urmași. Celor aflați în această situație li se va suspenda începând cu data de 1 octombrie 2011 acest drept, urmând să reintre în plată în luna următoare prezentării documentelor menționate cu acordarea retroactivă a drepturilor de pensie suspendate.